Serviciul ăsta pentru el e o mană cerească. Are căldură, are de tot. Nu vine, vine nu la... pute nimeni la icre, nu... Dar nu se lasă pentru treaba că tocmai e un bănuț în plus, un... Ei, da. La câte datorii are el și alea. Asta zice ca să te facă pe tine să fii libere, nu că... să zică că nu mai vine de mâine, gata, nu mai vine de mâine și știe că nu vine bine dracu aici cu salariul ăsta și aia e, nu că... că ne rugăm de el că o să stea. Am face și mi-a ce drag, unde am ajuns? Lasă-l că s-a tăiat în cupă. Da, bine. Dă-i. Eu nu i-am zis că ai văzut și cu asta, că zic, bă, te servez, nu aia. Să mă duc să-i car alea, da, dă-te mă, spume Dacia, că nu. Directorul a zis să-mi pui, că să pui motorină. Pui motorină și aia, te duc. Da? Să vedem și cum voi vine astăzi, că dacă o fi drumul, rândul trecut a mers mai bine, dar eu știu. Că dacă îl lăsam pe director atunci când era camera aia neagră, făcea urât, spun-o ții. Dacă o vedea neagră așa. Lucrăm 5 zile și el lucrează 8 și îi dai și libere. Păi lasă-o dreacu de treabă. Ce e? Nu mă, că bă, nouă ni le plătești. Ne contează. Ce anul trecut nu ne-a contat. Dar... că vorba lui țiganul. Aia că zicea ieri, bă, mai bine îmi luăm concediu. Nu puteam să ne luăm concedii, că ți-o prindea ăsta, ce face, vă las concedii acum. Dar la anul știu ce am de făcut, te anunț cu o lună de zile înainte, că în decembrie, după 15 decembrie, mi-au concediu. Oricum, eu nu îl înțeleg, mă, în fine, aia... Că ori cu noi, ori fără noi pe acolo, e pierdere de timp. Că ce, până acum n-a stat fabrica singură. Aia te pula.